Renumita fântână arteziană, cunoscută simplu de către localnici, la Broaște, din fața Palatului Administrativ, unde au sediile instituția prefectului și Consiliul Județean Hunedoara, bagă zânzanie între prefect și administratorul public al județului. Motivul? Reabilitarea acesteia. Călin Marian spune că fântâna se află în șantier de 2 luni și jumătate, iar astăzi, citez, sunt doar câteva propte care înconjoară fântâna, acuzând conducerea județeană că încearcă să umbrească centrul istoric al Devei. În replică, administratorul public al Consiliului Județean, Costel Avram, spune că dorința prefectului ar fi aceea de a parca mașina de serviciu în fața clădirii ca să coboare, citez, ca un sultan direct la ușa instituției. Cum reușesc Laurențiu Nistor și conducerea Consiliului Județean să eclipseze frumusețea centrului istoric al municipiului Deva, recent finalizat? De 2 luni și jumătate de când Laurențiu Nistor a decis să înceapă reamenajarea fântânii din fața Palatului Administrativ, unde își are și biroul, cu exact o zi înainte de parada de 1 decembrie 2023, conducerea Consiliului Județean a ales să demareze renovarea fântânii arteziene, înconjurând cu un gard metalic mare perimetrul de lucru. Astăzi, doar câteva propte înconjoară fântâna. Nu că nu am fi obișnuiți cu proptele de prin Consiliul Județean, dar tare ne este teamă ca acești stâlpi din lemn să nu se șuvrezească sub influența factorilor externi, iar construcția provizorie a administrației publice județene să se prăbușească la fel ca administrația județului condus de echipa lui Laurențiu Nistor. Continuați să umbriți centrul istoric al Devei doar pentru că orașul este condus de un primar liberal? După cum știm, în timpul hibernării, urșii intră într-o fază latentă, în care nu întreprind nicio activitate. Oare cât timp va mai dura hibernarea județului nostru? A scris pe pagina sa de Facebook prefectul județului Călin Marian. Replica celor din Consiliul Județean nu a întârziat să apară, tot în mediul online. Căline, faci pe prostul? Riști să rămâi așa. Căline, nu ai loc de șantierul de la fântâna din fața Palatului Administrativ? Eu îți înțeleg, grandomania, dorința ta fierbinte de a-ți parca mașina de serviciu în calea trecătorilor, ca tu să cobori ca un sultan direct la ușa instituției, că nu suporți aerul pe care îl respiră poporul și ai nevoie de culoar special, dar nu fă pe prostul. Anul trecut, împreună am discutat despre acest șantier. Împreună am decis să mascăm zona, să îi protejăm pe cetățeni și pe muncitori. Apoi am alocat o sumă importantă ca să acoperim cu un tricolor imens acest gard de care nu ai loc, tocmai pentru că se apropia Ziua Națională. Iar astăzi, tu, Căline, îl ataci pe Laurențiu Nistor și emiți judecăți ca și cum ai avea experiență în administrația publică? Am înțeles, ești candidat, visezi noaptea că ești președinte de Consiliul Județean, dar visele sunt vise. Tu și gașca ta de împiedicați nu sunteți în stare să vă țineți aproape proprii primari, dar vrei să-i ai alături pe hunedoreni? Te-au părăsit primarii din Pui, Ilia, Crișcior, mai urmează și alții. O să vorbești singur la ședințele de partid și tot nu înțelegi că ești pe drumul greșit. Dar, Căline, fiecare pasăre pe limba ei piere. Așa se va întâmpla și cu mult visata preamărire care nu te lasă să te odihnești. Și nu uita, prostia și falsa domnie se plătesc în viață, a transmis Costel Avram, administratorul public al Consiliului Județean Hunedoara.